Bun găsit! De ziua Unirii Principatelor Române, în apropierea Parcului Draperelor din centrul Suceavei, a fost dezvelit bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, realizat de sculptorul Virgil Scripcariu. Bustul domnitorului Cuza a fost dezvelit de primar și de șeful administrației județene. Evenimentul a avut loc într-un cadru oficial, iar printre cei prezenți s-au numărat primarul Ion Lungu, viceprimarul Lucian Harșovski, prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, subprefecții Daniel Prorociuc și Alexandru Salup, președintele Consiliului Județean Suceava Gheorghe Flutur, deputații Mirela Domnică și Ioan Balan și consilieri locali. A fost prezent și un detașament de militari cu drapelul de luptă și a fost oficiat și un scurt serviciu religios. Militarii erau îmbrăcați în uniforme de epocă. Despre însemnătatea zilei de 24 ianuarie au vorbit prefectul Moldovan, primarul Lungu și președintele Flutur. Cu toții au făcut apel la unitate. Bustul domnitorului Cuza a fost dezvelit de primar și de șeful administrației județene sucevene. La bust au fost depuse coroane de flori din partea unor instituții publice și partide politice. Bustul lui Alexandru Ioan Cuza este amplasat în apropierea celui al liderului unionist Iancu Flândor.